Potrivit prefectului de Giurgiu, Nina Carmen Crișu, județul Giurgiu este bine pregătit pentru perioada sezonului rece, care se anunță încă din 20 noiembrie, când se prognozează cantități mari de zăpadă în toată țara. Într-o recentă videoconferință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență s-a adus în discuție colaborarea prefecturilor și a primăriilor cu furnizorii de energie electrică și inspectoratele pentru situații de urgență. Din acest punct de vedere, Giurgiu a beneficiat de linie telefonică directă cu aceste instituții de anul trecut, iar colaborarea între aceste se pare că a fost una foarte bună. Un alt subiect care a fost atins a fost cel de colaborare a prefecților și primarilor cu reprezentanții Enelului. Trebuie să vă spun că în județul Giurgiu nu am avut niciodată probleme nici de comunicare, nici de de răspuns la solicitările noastre din partea Enelului, deci tot timpul au răspuns prompt. Am avut de fiecare dată numerele de telefon ale celor care erau de serviciu și care acționau foarte repede acolo unde era nevoie. De altfel s-a văzut din etapele trecute, fie de inundații, fie de vânturi ce am avut atunci când au fost căderi de curent electric, că ele s-au remediat atât de repede cât a fost posibil, pentru că depinde și de ce defecțiune a fost vorba, dar întotdeauna s-au deplasat foarte repede la locurile cu defecțiune. În situația unor căderi masive de nisoare se va acționa la fel ca anul trecut, în sensul că vor fi închise toate drumurile atunci când condițiile meteo nu permit o circulație în siguranță. De asemenea, reprezentanții CNADNR vor trebui să participe la toate întrunirile comandamentului de urgență și vor trebui să anunțe din timp prefecturile care sunt firmele cu care s-au făcut contracte de dezăpezire. Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor și Internelor, Cătălin Chiper, s-a asigurat în cadrul acestei conferințe că absolut toate județele din țară beneficiază de tot ceea ce trebuie, inclusiv de materialul antiderapant, care trebuie să existe în stocuri cel puțin în proporție de 30% până în data de 1 noiembrie. Avem o obligație ca până la 1 noiembrie să avem 30% din necesitatea pe această iarnă în depozitele respective. Lucru care sper că se va întâmpla, deci noi avem asigurări că sunt făcute comenzi acum și că până la 1 noiembrie vor fi cei 30% din stoc. Mai multe despre ce s-a discutat la întrunirea Comitetului Național pentru Situații de Urgență și cât de pregătit este județul Giurgiu pentru iarnă, aflați într-o ediție specială imediat după jurnalul TV Giurgiu.